Hei, salut, sunt Vasea Onel și bine ai venit pe vlogul Prin Oraș. Sunt în centru din nou. După cum știți, mi-am mutat biroul din centru în Copou, dar am avut niște treabă pe aici și cât timp eram în centru, se deschidea o locație nouă aici. Hai să nu mă calce tramvaiul. Și mai exact acolo, pe colțul blocului, fix în centru, vis-a-vis de Select și acolo în direcția aia pe Cozavod, unde aveam fostul birou, se numește Fast Casual Food. Am văzut că e ceva cu hot dog, cu... Am venit de câteva ori și încă nu deschisese și mi-a rămas așa pe suflet. Salut! Comanda aici și cobor sau... Da? Ia să vedem ce... În principiu sunt chestii cu cremuș, nu? Da. Și hamburger. Și aici avem sandwich-uri care conțin sandwich-uri și burger și nu, da, e prea mult, cred că. Ce-mi recomanzi? Corn dog, dacă n-ai încercat. Da, n-am încercat și vreau să încerc. Potato sau hibrid, să încerc. Hibrid, ăsta sună bine, hibrid. Mozzarella, aluat, pufos, da, și sos, ăstea-s? Da. Ăsta primul. Marie Rose. Ia să vedem. Niște scări abrupte. Drăguț. Arată interesant locația. Și foarte răcoare, ceea ce e bine. Ia, ca de obicei, eu să mă pun în colț. Acum că merg iar prin locații, mă lovesc de vechea mea problemă. Muzica cam prea tare în locații. Sper să se audă sunetul cum trebuie. Deci mi-am luat un hot dog, hibrid hot dog și cu un sos. Chiar sunt foarte curios. Un hot dog făcut altfel, nu e chiar clasicul hot dog. Nu prea merge internetul aici, dar am reușit să intru pe Google să vedem și review-ul. Este o locație destul de nouă, adică câteva luni are. Și are 4,9 din 23 de review-uri. Melt se cheamă ea. Ia să vedem. Mersi. Mersi. Mamă, ce bine miroase. Foarte interesant hot dog-ul. Deci, practic, este un crembuști tras în aluat de ăsta. Foarte crispy. Ligi. Foarte interesant. Un pic ciudățel așa de mâncat, cât te mozulești tot. Dar te ajuți de bățul ăsta. Ia să scoate-o de pe băț. Aproape de jumătate s-a terminat cremvuștul. Și văd că e brânză aici, să țin. Deci nu-i până în capăt cremvuștul. Și aici e un cașcaval topit, ceva de genul. Interesantă și brânza asta.
Cred că la asta se referea că e hibrid, nu știu. Ce pot zic că e foarte, decât că e foarte interesant. Ia să vedem pe scările astea care sunt cam abrupte. Vreau să-i rog să văd dacă mă lasă să mă uit cum se prepară. Foarte bun. Poți să intru și eu să văd cum se prepară unul? Să filmez? Ia uite, acum, am ratat. Ia uite, aici se face magia. Luați cremurțul și îl trageți prin aluatul ăla, nu? Și ăsta ce? Cartofi. Și aici. Și cum îl trageți așa în cartofi? Și cum aia să prăjesc așa? Vai, e cu poftă acum cu de ăla. Tocmai am văzut altul care mi-ar fi plăcut de data viitoare. Ia. Mam. Și cât ai lăsat acolo? 6 minute. V-am salutat. Pa! La fel. E, și am mâncat și la melt. Băi, ce să zic, foarte interesant. Mai ales că nu e chiar un hot dog, un junk food din ăsta clasic. Cu siguranță te saturi, că e porția destul de mare. Chiar nu mă așteptam de apel. Dar nu mi s-a părut. Am uitat că am de apel. 19 lei parcă? Nu mi s-a părut exagerat. Dar mi-a plăcut. Tot timpul apreciez genul ăsta de mâncare, fast food un pic mai finisat așa, știi, decât chiar alea de pe stradă. Cu toate că și alea îmi plac. Da, recomand. Mi-e ciudă că m-am mutat din centru, că aș fi mâncat de multe ori la prânz. Am văzut că au și hamburgeri și acum când am plecat am văzut treaba aia cu cartofi deasupra. Mamă, cum arăta, cred că era mult mai bun. Un preparat aparent simplu, dar destul de complex. Vă recomand să mergeți să mâncați, că măcar o dată merită încerca. Eu cu siguranță o să, când mai trec în centru, o să bag. Cam asta a fost scurt, un fast food, exact ce trebuie, rapid și bun. Sunt Vasionești, până data viitoare, ne vedem prin oraș. Pace!